Seniorul politicii românești Mircea Ionescu Chintus a împlinit sâmbătă 100 de ani. La Ploiești nu a fost sărbătorit de liberali, ci la București. Președintele de onoare al PNL a primit însă vineri o vizită din partea municipalității. 100 de ani, 100 de ani este o vârstă la care spiritul pe care îl are domnul Chintus și modul în care gândește și modul în care dialoghez cu el, nu știu, din punctul meu de vedere, este extraordinar. Da. Adică am văzut foarte puțini oameni, în primul rând, să ajungă la vârsta aceasta și dintre ei mult mai puțini oameni care să aibă nu știu, profunzimea și analiza și claritatea lucrurilor așa cum o are domnul Chintus. Domnul președinte, da. Este o plăcere să stai de vorbă cu dânsul. Din partea municipalității, Mircea Ionescu Chintus a primit și un mic dar. Un buchet de flori, un tort și pentru fiecare persoană care împlinește 100 de ani există un fel de premiere care se acordă persoanei respective. De 2000 de lei. De altfel, vineri, Mircea Ionescu Chintus a fost decorat de președintele României, Klaus Iohannis. Președintele de onoare al PNL a fost distins cu Ordinul Steaua României în rang de ofițer, eveniment care a avut loc în sala Unirii a Palatului Cotroceni.